ce suntem aici? Și de ce suntem în toată țara? Pentru că în fiecare zi suntem într-un județ al țării. Noi facem campanie pe teren. Pe teren. Mai puțin la televizor. Pe teren vorbim cu oamenii. Am venit aici pentru că vrem să dăm jos guvernul Ponta. Vrem să dăm jos tâlharii care au pus mâna pe țară. Și aici vreau să le întorc înapoi câteva slogane, pentru că știți cum este, cine sapă groapa altuia, cade în ea. Au spus că vor să ia țara înapoi. Și acum eu le spun, noi oamenii cinstiți vrem să luăm țara înapoi de pe mâna hoților și a baronilor locali penali ai PSD. Pe afișe îl vedem pe Ponta, candidații nu sunt pe afișe, îl vedem pe Ponta cu sloganul suntem mândri că suntem români. PSD-iștii sunt mândri că sunt români. Și iarăși o întorc și întreb pe români. Dar voi românii sunteți mândri de PSD-iști? Sunteți mândri că PSD-iștii apără hoții și corupții din țara asta? Că îi apără pe baronii de Argeș, de Constanța, de... Duicu, de Mehedinți și pe ceilalți. De Tellerman, să nu uităm, de Dragnea. Voi români sunteți mândri de PSD-iștii care apără hoții și corupții? E ca și cum ei ne spun că România este o țară a hoților și a tâlharilor. Și atunci eu le spun, exact folosind acel lucru care este adevărat, haideți să ne luăm țara înapoi, noi, oamenii cinstiți. În al treilea rând, un alt slogan pe care l-au folosit a fost dreptate până la capăt. Mă bucur foarte mult și eu să cer astăzi dreptate până la capăt pentru toți baronii corupți din PSD. Dreptate până la capăt pentru toți miniștrii corupți din USL. Din PSD și USL, că USL încă mai trăiește, după cum știți, cel puțin în teritoriu. Pe față, vreau să spun, în teritoriu. Dreptate până la capăt pentru toți cei care fură și sunt corupți.